Îți spun acum că peste 19.500 de copii și tineri din România s-au infectat cu coronavirus de la începutul pandemiei. Mai exact, e vorba despre 6.193 de copii între 0 și 10 ani și 13.410 copii cu vârste cuprinse între 10 și 19 ani. Să știi că asta înseamnă 6,2% din numărul total de cazuri din țară. Procentul este același cu cel de pe 13 septembrie, ziua dinaintea începerii anului școlar. Îți mai dau însă și o veste rea. În acest moment sunt internați în spitale peste 200 de copii și tineri. 8 dintre ei sunt la terapie intensivă, iar 5 copii au decedat până acum.